Ioan Gavrilaș a fost înmormântat astăzi în cimitirul greco-catolic de lângă gară, în prezența zeci de prieteni și foști colegi, cărora nu le vine să creadă că în mai puțin de 3 luni de zile teatrul a pierdut 4 actori. Un om extraordinar. Când am venit în Satul Mare în 93, atunci am cunoscut, era chiar o minune, un om atât de bun și de deschis și de prietenos. Se purta cu toată lumea, parcă l-ar fi cunoscut și i-ar fi cunoscut de când s-au născut. Prieten foarte bun, un om foarte deștept și, deși cred că a avut și el tristețile sale, un om mereu vesel. Am colaborat foarte bine, a și jucat în câteva din spectacolele mele și pot să vă mărturisesc că avea niște emoții îngrozitoare, pe cât de stăpân pe sine era când vorbea, când deschidea câte expoziții, când avea reprezentat o carte sau în general, sau la televizor, pe scenă, era mereu ca un debutant cu emoții și cu trac. Toată viața am fost la picioarele lui. Ăsta a fost un tip care a trecut prin orașul acesta ca un fulger, care durează de obicei secunde. Fulgerarea lui a durat many years, mulți ani. Și în tot ce a făcut, în tot ce a atins, în tot ce a călcat, în urma lui au crescut flori. A fost un tip unic. Multă apă va curge pe Someș înspre Tisa și apoi în Dunăre și nu se va naște așa de repede. Un tip de amploarea lui, de profunzimea lui, de umorul lui. O să-mi fie foarte dor de el. Ioan Gavrilaș a fost poet, jurnalist, profesor și om de cultură și a rămas în mintea și sufletul celor care l-au cunoscut ca un om plin de viață și cu un spirit al umorului inconfundabil. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani, iar în ultimii ani s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, ceea ce a determinat și retragerea lui din viața publică.